O forță navală puternică ce trebuie să ajungă la uscat pentru a cuceri țărmul este aproape întotdeauna împiedicată de minele submarine, la câțiva metri pentru a nu fi detectată de nimeni. Au putere de explozie colosală și sunt capabile să scufunde și cea mai puternică navă de război. Iar ca o forță de invazie să se poată apropia de țărmurile inamice care trebuie scluate cu asalt, cineva trebuie să coboare sub apă, să caute bombele, să le dezamorseze sau să le distrugă. Asta fac scafandrii de luptă mai tot timpul. După cum vedeți, este un exercițiu complex care acoperă toate domeniile de luptă pe mare și la litoral, având în vedere și această specificitate de acțiune împotriva mijloacelor de obstrucție submerse. Manevrele militare adună pe același teatru de luptă scafandrii din mai multe țări. Românii se vor antrena cot la cot cu specialiștii germani în deminări subacvatice. Ei vor fi asistați de experții polonezi și vor lucra împreună cu militari spanioli și turci pentru dezamorsarea minelor. We are now participating in the Romanian exercise Poseidon here in the Black Sea to promote mutual understanding, confidence, interoperability and defense cooperation among participating nations. Pentru prima oară, România are funcția de șef de stat major în cadrul acestei grupări și pentru, cum am spus și mai devreme, este pentru prima oară când această navă intră în Marea Neagră și în portul Constanța. Numai echipamentul de scufundare poate ajunge la o greutate de 50 de kilograme, iar pentru intervenție scafandrii trebuie să mai transporte cu ei în adâncuri sonare portabile și detectoare de metale. We are not a regular mine hunter. We have been rearranged so that our specialty is the diving part. So we have up to 16 divers on board, EOD divers, and of course I have a different sonar now, that is what you see to the behind you, that is the Remus, which is an autonomous underwater vehicle. That means we program it and then he can run by itself. We are able to support all SNMG units with fuel, fresh potable waters, provision at sea, some spare parts during our deployment at sea. So on board we have a staff. It can be staff not only from Poland, but normally it can be multinational forces. So they provide all tasks for all forces in the group. Scafandrii trebuie să fie cu ochii în patru, deoarece în adâncurile Mării Negre nu există vizibilitate mai mare de 5 metri.